responsabilitățile, ele nu există fără evaluări. La fel și obiectivele. Asta e probabil cea mai mare greșeală pe care o fac cu antreprenorii și managerii uh, uh, atunci când nu au rezultate. Ei nu au evaluări. Adică eu nu mă întâlnesc cu să zicem că am cinci oameni. Eu, ca manager, am cinci oameni pe care îi conduc. Eu nu mă întâlnesc cu fiecare om, lunar sau trimestrial, să iau lista de responsabilități măsurabile și să văd, băi, tu trebuie să, trebuia să dai 20 de telefoane pe săptămână. L-ai dat? Nu l-ai dat. Uh, tu trebuia să uh, trimiți raportul ăla lunar uh, în fiecare zi de luni la ora 10. L-ai trimis? Nu l-ai trimis. Tu trebuia să trimiți ofertele oamenilor uh, interesați în 24 de ore de la primirea cererii de ofertă. Ai făcut-o? N-ai făcut-o. Și așa mai departe. Da? Pentru că nu se întâmplă asta. Odată că nu poți să menții sub control ci pentru ceea ce plătești, dar motivul și mai important decât asta este că oamenii nu știu, nu, nu iau în serios cu adevărat responsabilitățile. Pentru că sunt vagi și pentru că s-au spus odată, dar după aia nu s-a mai făcut nimic cu el. Și mai important, uh, și aici cred că este unul din uh, armele, instrumentele, conceptele cele mai puternice pe care le-am le preluat eu de la TBF uh, acum 3-4 ani, consecința dacă nu ți îndeplinești responsabilitatea. Foarte, responsabilitatea fără consecință este nulă din punctul meu de vedere. Deci dacă nu ai un sistem prin care să ai lucrurile, ca, o, prin care oamenii să înțeleagă că dacă nu dau cel 100 de telefoane, există o consecință și se întâmplă ceva, nu se vor da 100 de telefoane, pentru că asta e, natura, asta e natura noastră, natura umană. Sunt Adrian Dragomir și te aștept în fiecare dimineață, de la ora 10 până pe 18 decembrie, împreună cu prietenul și partenerul meu, Răzvan Căzănescu de la TBF, să discutăm despre cum să ne facem afacerile mai predictibile și mai scalabile.